Trec. Ok. Mă numesc Mihai Alecu, am 26 de ani. Am venit aici pentru a-mi urmări, să zic așa, un vis mai vechi. Am vrut să dau la un ATC când am terminat liceu, nu s-a putut, diverse probleme cu părinții. În fine, nici nu cred că aveam timp să fac pregătirea necesară ca să susțin un examen la un ATC. Am făcut altele până acum și de vreo 3 ani de zile am tot zis că trebuie să o fac și pe asta. Și în decembrie căutam o școală de actorie, am găsit-o pe aceasta și bine că am găsit-o pe aceasta. Și am zis hai să o fac. Adică mi-am propus pentru 2014, am zis trebuie să fac ce îmi place. Nu mai am job, pentru că vreau să mă concentrez cât pot de bine pe ceea ce se întâmplă aici. Ce să zic, prima dată când am venit aici, țin minte că ne-au filmat și atunci, am avut așa o emoție, mi-a tremurat puțin vocea. Acum pot să zic că mi-a mai trecut puțin, poate și din cauza că m-am mai familiarizat cu lumea de pe aici și cu locul. Ce am găsit eu aici? Am găsit 15 oameni foarte tari, diferiți toți, dar toți cu același scop. Profesorii sunt geniali, adică și Mihai și Mircea sunt foarte, foarte tari. Nu știu, dacă aș putea să mă apuc să povestesc acum ce am făcut în fiecare curs în parte, dar nu cred că e cazul. Ideea e în felul următor, că sunt, nu știu, mă simt ca și cum aș fi îndrăgostit. Deci tot timpul numai la asta mă gândesc. Eu nu aș veni în fiecare zi aici, e foarte, foarte tare. Consider că am evoluat puțin din momentul în care am ajuns aici, cel puțin din punct de vedere al inhibițiilor. Sper ca până la finalul cursului să evoluez și mai mult și pentru asta o să trag cât pot de tare. Iar după, toți bănuiesc că vrem să ajungem actori, deja ne vedem în filme și așa mai departe, dar cred că până la urmă cu multă muncă și cu multă implicare, să zic așa, să putem ajunge și la momentul acela. Și mă gândesc serios dacă o să meargă lucrurile așa cum trebuie, ca din toamnă să încerc să dau și la un ATC. Dar să vedem cum o să meargă lucrurile mai departe.